Cât a durat inaugurarea Teatrului de Vară și care este scopul acesteia? N-a durat foarte mult, cam 3 luni de zile, dar din păcate, fiind foarte cald, nu am reușit să punem partea de gazon în curte, care vedeți că ocupă aproape 80%. În urmă cu, sau prin anii 60, exista un teatru de vară undeva pe malul Mureșului, unde este locația actuală a hotelului Parc. Din dorința de a păstra această tradiție și de a continua cu spectacolele organizate în aer liber, Consiliul Județean Arad a inițiat un proiect prin care Centrul Cultural Județean să organizeze diverse tipuri de evenimente într-un teatru de vară, pe care îl vedeți astăzi finalizat. Care vor fi printre primele evenimente care se vor desfășura aici în aer liber? În această seară vom avea proiecția filmului Patimile lui Hristos, pentru că am avut sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Avem un invitat special, arhimanditul Teofan Mada, iar următoarele spectacole vor fi, bineînțeles, de teatru, concerte, spectacole de cabaret, musical și multe alte surprize. Care este numărul locurilor disponibile, așa, cu aproximație? Cu aproximație, eu cred că 400 de locuri. Astăzi inaugurăm Teatrul de Vară, o investiție realizată de Centrul Cultural cu finanțare din partea Consiliului Județean în valoare de 120.000 de lei. Ne dorim ca acest spațiu să fie unul în care tinerii și nu numai să poată veni, să fie o viață culturală activă în această zonă în care până acum nu exista nimic și ne-am gândit că ar fi eficient și benefic pentru județul Arad să aibă un astfel de spațiu unde toți cei care doresc pot să se exprime. Da, mulțumim! Președintele Consiliului Județean Arad, domnul Nicolae Ioțcu, a inițiat un proiect prin care dorea să deschidem un teatru de vară aici, în incinta Centrului Cultural Județean Arad. Permiteți-mi să-i mulțumesc domnului președinte pentru această inițiativă și pentru faptul că Centrul Cultural Județean Arad se bucură de un teatru de vară, ceea ce pot spune foarte puține centre culturale din țară. Vă mulțumesc, domnule președinte! Mă bucur că există în Arad în acest moment un astfel de spațiu. Mă bucur că putem să oferim tinerilor și nu numai un loc unde se poată să vină să se exprime, un loc unde să se întâlnească și un loc unde activitatea culturală să se desfășoare într-un cadru care să ne aducă aminte de istoria Aradului și de tot ceea ce are frumos orașul și județul Arad. Sunt onorată că particip la acest eveniment. Este adevărat, în anii 60 a ființat un teatru de vară, dar vreau să vă spun că încă în a doua jumătate al secolului al XIX-lea, deci tradiția este mult mai veche, repet, în a doua jumătate al secolului al XIX-lea, existau stagiuni de vară la Arad. Cele mai mari trupe veneau de la Budapesta, Viena, pe un traseu care întotdeauna incluia și Aradul. Veneau mari trupe de operetă, mari trupe de muzică și, în ultimul rând, teatru pentru copii, cu toate la Arad, într-un spațiu excelent. O tradiție însă care, din păcate, s-a pierdut și care se reia în acest moment. Dacă am zice doar bine, merită aplauze Consiliul Județean, e mult prea puțin, merită din plin mulțumirile noastre, deci pentru că este extrem de important ca Aradul, iată, să fie printre cele din tâi, dar primul care are un teatru de vară, iată, în acest admirabil spațiu. Haideți! Cam slabe aplauzele, vă zic să aplaudăm mai tare, aplauzi eu. Chiar merită aplauze. De ce? Pentru că este un lucru fantastic să existe un spațiu ca acesta, cu o sigură care este a Consiliului Județean, respectiv a Centrului Cultural, iată ce e cu ce reverberații. Se aude și pe microfon.
nouă, tot ce renunț la microfon, realiza evenimente, cultura,